Salutare! Provocarea pentru astăzi este aceasta. Să se arate că numărul n egal cu a la 5 a minus 5 ori a la puterea a 2 minus 6 a asupra 15 plus a la puterea 4 plus a la puterea 3 totul supra 3 este un număr întreg, oricare ar fi a aparținând mulțimii numerelor întregi. Pune stop la filmuleț. Încearcă să rezolvi tu, și abia apoi o să ne uităm împreună cum s-ar rezolva o modalitate de rezolvare pentru acest exercițiu. Ești gata? Păi, de unde pornim? Pornim din. De exemplu, ce aș face eu? Pornim de la a aduce la același numitor, pentru că observ că am o fracție înmulțită cu altă fracție și trebuie să arăt, să se arate că înseamnă că așa este, că acest număr care are și uh, form format de fracție este un număr întreg. Număr întreg înseamnă că rezultatul final nu mai este fracție, adică numărătorul se va împărți la numitor. Și ce am făcut? Am adus la același numitor, numitorul fiind 15. Deci a la 5a 5a pătrat 6a și aici am amplificat cu 5 plus 5a pătrat plus 5a la puterea 3 a totul pe numitorul comun. Apoi, ce m-am gândit? Am zis, mai haideți să văd cam cum aș putea să așez numerele astea. Le-am așezat în ordinea puterilor, de la puterea cea mai mare până la puterea cea mai mică, și m-am gândit că are legătură, pentru că acesta este punctul B, este o continuare a problemei de ieri, are legătură cu faptul că polinomul care era scris ca x la 3 plus 6, x pătrat plus 11x plus 6 putea să fie scris ca produs de factori. Și atunci zic ok. Poate aș putea, ce se întâmplă aici cu 5-urile astea să dispară cumva și să am scris în funcție de 6 și de 11. Și atunci ce am făcut? Am zis să-l păstrez pe a la puterea 5-a, pe 5 a la puterea 4-a l-am scris ca 6 a la 4-a minus a la 4-a, pe 5 a la puterea 3-a l-am scris ca 11 minus 6, pe minus 5 a pătrat ca 6 a pătrat minus 11 a pătrat, deci să mă joc cumva să văd dacă nu cumva are legătură cu polinomul de la punctul a mic și pe minus 6 a l-am lăsat așa un împărți la 15 sau supra 15, cum vă este mai ușor, este același lucru în scriere. După aceea am zis, haide să le așez. De exemplu, am păstrat a la 5, a 6, a la 4, -a, am luat aici 11, a la 3, a plus 6, a pătrat și le-am grupat așa și aici a minus a la 4, -a, deci ceilalți termeni. Bun, de ce am făcut acest lucru? Pentru că în termenii aceștia, dacă îl dau pe A la puterea a doua factor comun, observ că și, și în partea, în termenii cei patru de aici din dreapta, dându-l pe A factor comun, observ că am același lucru. Intenția este să vedem, să ne uităm după factorul comun sau factor comun, ca să ne putem să, ne putem să rezolvăm mai ușor. Și am văzut că a la a doua factor comun aici mi-a rămas a la 3, a treia plus 6, a la a doua, plus 11, a plus 6, și aici, pe minus A factor comun, atenție, dându pe minus factor comun, toți termenii vor fi pozitivi și ne rămâne A la 3 plus 6 A pătrat plus 11 A plus 6 împărțit la 15 sau supra 15 ca fracție. Am dat această paranteză factor comun pe lângă A pătrat minus A pentru că din primul termen ne rămâne A pătrat, din al doilea termen ne rămâne minus A. Aici l-am scos pe A factor comun A pe lângă A minus 1 și aici partea aceasta, uitându-ne la polinomul de la punctul amic de ieri, uh, scrierea aceasta în locul lui X am pus, este pus amic, dar este același polinom, am fost la înlocuit ușor cu acest produs de factori. Și spunem, deci, supra 15 și zicem, bun, de unde știm noi că fracția aceasta este un număr întreg? Ce ar trebui să se întâmple? Păi, ca să fie un număr întreg, trebuie ca numărătorul să se împartă la 15. Și zicem, bun, ce observăm noi la acest numărător? Păi, A minus 1, A, A plus 1, A plus 2, A plus 3, toți acești 5 termeni sunt factori de fapt sunt consecutivi. Consecutivi înseamnă că cu siguranță printre ei pe aici o să găsim un număr care este divizibil cu 3 și un număr care este divizibil cu 5. Am luat aici un mic exemplu. Am zis măi, dacă aul ar fi 2, de deci ce am ales aul 2? Păi dacă aș fi ales 1, toată asta ne-ar fi dat 0. Și atunci am zis hai să aleg o valoare să vedem ce s-ar întâmpla. Păi dacă aul este 2, practic ar fi 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5. Deci 15 este divizibil cu da, 3, ori, 3 ori 5, deci de asta în partea de sus poate fi scris de forma 15 ceva. supra 15 rămâne acest capa care este un număr întreg. O zi superbă să aveți!